Trec zilele omului, la 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 la, ca frunzele pomului, la 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 la. Bună ziua, stimați telespectatori ai SCUTV. Avem invitat de această dată pe domnul Rareș Burlacu, fost jurnalist în România, fost consilier al prefectului de Sibiu pe vremea administrației Emil Constantinescu, între 96 și 2000. Actualmente lector la Universitatea din Quebec. Rareș Burlacu, spune-ne în două cuvinte, cu ce te ocupi tu la Universitatea din Quebec? Mulțumesc de întrebare, bună ziua, dragi telespectatori. ENAP, Ecole Nationale d'Administration Publique, este școala care formează înalți funcționari publici ai celor două paliere de guvernământ, provincial și federal. Face parte din Université du Québec, școală care oferă cursuri de specializare în diferite domenii, printre care cel al gestiunii relațiilor internaționale, de care mă ocup. Am avut printre alți profesori eminenți șansa de a lucra cu una din personalitățile proeminente ale lumii politice internaționale, fostul premier francez Alain Juppé, care am înțeles că are șanse mari să devină președintele Franței. O personalitate de excepție, într-adevăr. Știți că urmează un proces de alegeri interne, exact așa cum ele s-au desfășurat până recent la sud de vecinii, la vecinii noștri dinspre sud. Modelul a fost implementat pentru prima oară în Franța și ceea ce numim dreapta moderată franceză organizează alegeri preliminare. Alain Juppé, fostul președinte Nicolas Sarkozy s-au înscris în această competiție. Deocamdată sondajele îl dau favorit pe fostul premier din perioada președintelui Jacques Chirac, Alain Juppé. Încercăm să înțelegem lumea în care trăim astăzi pentru a înțelege ce se va întâmpla mâine, ce se va întâmpla peste 10-20 de ani. Contextul actual, contextul politic, economic, este unul special. Donald Trump este în ascensiune în Statele Unite. Ce implicații ar putea avea pentru noi canadienii de aici, canadieni și canadienii români? Sigur, dacă ar fi să aducem în discuție ascensiunea acestui personaj pe care eu l-aș plasa undeva pe șichierul politic înspre dreapta populistă mai degrabă decât una moderată, așa cum ne obișnuise marele partid republican, GOP, Grand Old Party, de pe vremea lui Ronald Reagan, observăm faptul că se pune în discuție efectiv tratatul de schimb, de liber schimb nord-american, în ceea ce numim NAFTA. A spus-o de mai multe ori, atât de-a lungul campaniei electorale, cât și cu alte ocazii, diferite conferințe, speech-uri vom vedea zilele următoare în dezbatere directe cu contracandidata Hillary Clinton. Vrea o renegociere. În primul rând, sigur, se manifestă o nemulțumire față de balanța comercială pe care o are cu Mexicul, poate și de aici dorința de a ridica... Negociere ar avea un impact financiar și asupra Canadei?
dacă se va intra într-o dezbatere serioasă a acestui tratat, în mod evident, transporturile, schimburile de mărfuri, producția industrială poate fi reconfigurată, ne putem aștepta într-adevăr la mari bulversări economice. De altfel, e suficient să privim din această perspectivă, inclusiv declarația prim-ministrului Quebecului, domnul Philippe Couillard, care a spus, da, mă aștept să fie un impact major asupra economiei Quebecului, în primul rând. Ascensiunea lui Donald Trump poate fi încadrată într-o oarecare, nu exacerbare, o intensificare mai curând a populismului, a tendințelor xenofobe în America de Nord, poate chiar în Canada, în Europa? Cu siguranță vedem că acest tip de politici publice are o largă priză la publicul de peste tot, de pe un mal și de pe celălalt Atlanticul. Este suficient să privim la ascensiunea partidelor extremiste care a început undeva în zona Europei de Nord pentru a coborâ spre zona centrală și cea de Sud. Vine pe un fond de mondializare exacerbată, cum știm, Statele Unite, principalul actor a lumii economice, care a contribuit la amplificarea acestui fenomen, care pentru un anumit tip de elită socioeconomică a dat rezultate benefice de-a lungul, haide să spunem, celor măcar ultimelor 2-3 decenii, poate cu precădere din anii 90 încoace, însă acest lucru a creat disensiuni majore în interiorul claselor sociale americane, în special în zona Midwest, unde muncitorii albi, fără a avea alte tente de orice insinuări, pur și simplu au îngroșat rândurile celor care s-au văzut plasați în afara forțelor de muncă, în afara forțelor pieței. Vis-a-vis de ceea ce putem observa în Quebec, recent președintele CAC, domnul Legault, a făcut o afirmație care mie mi s-a părut, să-i spunem deocamdată, curioasă. Într-adevăr, a specificat că dacă partidul dumnealui, ca Coaliția Action Quebec, va veni la guvernare, atunci acesta va impune o anumită limită în ce privește numărul de imigranți pe care Quebecul, ca și provincie canadiană, îl acceptă. Nu putem decât să constatăm că mergem exact în siajul acestor concepte de care discutam, ceea ce poate fi considerat totuși un fenomen alarmant al lumii contemporane, ținând cont că, după toate datele statistice, forța de muncă a Quebecului, pentru ca acesta să rămână în continuare bine plasat ca și provincie canadiană în contextul economic nord-american, are nevoie de 50.000 de imigranți anual. Canada, in extenso, undeva se situează la 250.000. Însă, acest tip de discurs poate găsi un receptor, un public receptor dornic să-și sensibilizeze oarecum propriile nereușite. Noiembrie 2016, ne jucăm de-a viitorul. Donald Trump, președinte al Statelor Unite. Ce crezi că se va întâmpla din noiembrie 2016, în lume și în Canada? Unda de șoc se va resimți, cum bine spuneați, chiar în Canada, în prima instanță, pentru a trece ulterior Atlanticul în această zonă și pe urmă cu reverberații intense undeva în zona Asiei. Ați observat în discursurile lui apare în mod recurent noțiunea de economie a Chinei, care funcționează, are rezultate bune, creșteri economice undeva în medie 8-90% în ultimii ani, față de stagnarea pe care el o invocă în ce privește randamentul economiei americane, We Gonna Make America Great Again, un slogan de campanie bine ales, însă este limpede că cel puțin partenerii tradiționali ai Statelor Unite în Europa de vest și mai nou în Europa centrală și de sud-est vor resimți alegerea lui ca pe un afară
front și pe și ca pe o chestiune problematică ce va trebui care va trebui gestionată folosind instrumente diplomatice dintre cele mai rafinate, să spun. Apropo de instrumente diplomatice, și războiul face din parte din acest bagaj diplomatic, să spunem. Atunci când diplomația eșuează, urmează războiul, de regulă. Vom avea parte de o Americă mai războinică decât înainte sau nu va fi prea mare diferență? Inserăm și o parte de glumă, sigur că știu dintr-o discuție particulară că aveți o formație militară. De la Napoleon încoace, cu toții suntem la curent de faptul că, de fapt, diplomația nu este decât armata în haine de gală. Exact ce spuneam. De altfel, ne aflăm într-un război asimetric, atipic, cum doriți să-i spunem, gânditorii, analiștii de politică internațională încearcă să stabilească noi frontiere pentru aceste definiții, dacă ar fi să vedem toate aceste mișcări militare care se petrec în jurul Siriei, în jurul zonei Orientului Mijlociu. E greu de presupus că în acest moment vom avea o amplificare, o recrudescență a forțelor militare pe care Statele Unite le pot eventual etala, pentru că totuși suntem... S-au cheltuit deja 700 de mii de miliarde doar de către Statele Unite. Nu știm ce resurse ar mai fi. Nu știm dacă merită ca Statele Unite să continuă să facă pe jandarmul care reglează toate problemele tuturor. Aceasta a fost, de fapt, politica administrației Obama. Aș aminti faptul că totuși s-a retras din două câmpuri de luptă esențiale pentru eșichierul politic american în ultimul timp, cel puțin în administrația lui. E vorba de Irak și de Afganistan. Printre motivele invocate este chiar și acesta, lipsa unor resurse suplimentare coroborate cu rezervele bugetare care se diminuează și de pe urma crizei subprime din 2008. Cum știm, banii nu reprezintă decât nervul acțiunilor militare. Dacă bani nu sunt, e greu de presupus că vor fi acțiuni militare, cel puțin în următoarea perioadă. Probabil însă că vom asista la o diplomație realistă, mult mai agresivă față de ceea ce modul cu care am fost obișnuiți în ultima perioadă. Cu 3 ani, la inițiativa chitaristului Cătălin Gheoltan, lua ființă la Montreal trupa Tarabostes, o formație care ne propune un repertoriu de inspirație folk-rock în care regăsim motive folclorice îmbinate în mod original cu ritmul rock. Tarabostes s-a născut la o întâlnire între câțiva prieteni care încercau să-și regăsească fiecare bucuria de a retrăi prin muzică vremurile de altădată, când în România Phoenix era licărirea noastră de speranță spre o lume liberă. În scurt timp, trupa a devenit îndrăgită la Montreal tocmai pentru că demersul propus este unul
fiind pornit din pasiune, neconvențional și sincer, ceea ce ne dă sentimentul că mesajul este transmis de la inimă la inimă. Purtând un nume de legendă cu rezonanță din istoria veche a românilor, Taraboste s-aduce în peisajul multicultural al Montrealului, crâmpeie de dor de casă, parcă amintindu-ne că ne tragem dintr-un neam viteaz și iubitor de libertate. Cei 10 membri ai formației și-au creat un repertoriu compus atât din piese originale, cât și din piese preluate din muzica românească. Instrumentiștii formației Călin Rotar, Valentin Ciopali, Cătălin Gioltan, Mircea Gheorghescu, Mihai Onete, Petru Codnăreanu și Horia Zamfirei, împreună cu soliștii Alina și Gheorghe Șomle, au devenit foarte îndrăgiți în lumea artistică a comunității românești din Montreal, printr-o interpretare originală a pieselor Andri Popa, Fată Verde, Sus Române Sus, dar și prin piese compoziție proprie. Istoria Taraboste e o poveste mai mult decât interesantă, o mână de oameni care o vreme au făcut muzică, au făcut o pauză mai lungă sau mai scurtă și la o bucată s-au gândit, hai să facem ceva. A început datorită lui Cătălin Gheolțan, care este sufletul trupei și care a adunat în jurul lui câte unul, tot soiul de oameni care au făcut câte ceva pe vremuri și a ieșit un Taraboste. E extraordinar, deci de mai bine de 3 ani suntem împreună, ne amuzăm teribil, încercăm să scoatem piese originale, încercăm să scoatem piese de rock românesc, unele uitate, unele mai puțin fredonate, dar de o calitate extraordinară, din trupele românești de odinioară, anii 70-80, ani în care eram toți tineri și frumoși. Am început timid, acum 2 ani și jumătate, în primul rând, suntem foarte bucuroși că suntem aici în seara asta și mulțumim celor prezenți. Deci încă o dată am început timid, acum 2 ani jumate, 3 inși, undeva într-un subsol. Dar iată-ne acum, am ajuns la 9-10 membri ai trupei Taraboste și, da, într-adevăr, sunt scene care nu ajung să ne cuprindă. Ce vrem să facem în diaspora este să reprezentăm rock-ul românesc, dacă se poate, etnorock-ul, cum ați văzut și cum va urma în această seară. Vom cânta cover-uri ca Semnal M, ca Phoenix, Compact și alte formații care poporul român este practic reprezentat de această muzică. Asta încercăm, să ducem muzica românească, rock-ul românesc peste ocean. Scopul nostru a fost strângerea unor fonduri ca să reușim să intrăm în studio și bineînțeles să înregistrăm niște piese românești cu stilul nostru care ne reprezintă, să le înregistrăm în studio de aici și bineînțeles să ducem stilul românesc în continuare și să facem diaspora românească de aici fericită. Fluierul, chitarele, clapele, tobele și vioara Taraboste se fac auzite la momentele importante ale românilor din Montreal, promovând și cultivând valorile identității românești. Restaurantul roman, binecunoscut românilor de aici pentru primirea călduroasă, specific maramureșeană, cu gusturi și arome îmbietoare, este una dintre locațiile unde Taraboste și-a încântat fanii. Pe câmpul românesc de la Val David, de sărbătoarea Sfintei Marii, Taraboste se adună an de an pe românii stabiliți în această parte a Canadei. Ziua Națională a României, sărbătorită de românii din Canada, le are ca invitați pe simpaticii și tonicii Taraboste, de apele albastre ale Dunării Bătrâne, de spicul grâului, de cerul pe care îl poartă cu dor în suflete. Pentru că suntem români, Taraboste e o pătură a dacilor,
Și știți că mai nou i-am pus Le Tarabostes, că suntem niște Tarabostes și în Quebec. Deci Le Tarabostes sună frumos, aristocrat. Suntem români, ne mărturisim originea românească, suntem mândri de acest lucru. Și în plus, noi ca și trupă cântăm și în franceză, am început să cântăm și în franceză. Punând un le în fața Tarabostes, atragem interesul. Omul francofon e mai interesat și numai și anglofonii să cerceteze ce înseamnă un Tarabostes. Tarabostes înseamnă un dac, practic, aici în Quebec. Suntem niște daci în Quebec, aia suntem. S-a mai cântat în tinerețe, în formații. Și uite, ne-am adunat, am reușit să ne adunăm și toți am cântat, am fost pe latura asta rock. Folclorul e un izvor tot timpul și am zis că izvorul ăsta trebuie utilizat, dar într-o armură rock, să-l îmbrăcăm într-o armură rock. Și atunci așa a ieșit, practic, inspirația noastră, folclor îmbrăcat într-o armură rock și, bineînțeles, și folk și tot ce-i frumos românesc. Tarabostes își dorește să înregistreze un prim album și să susțină cât mai multe spectacole, nu doar pentru românii din Montreal, dar și pentru românii din alte orașe nord-americane. Proiectul numărul 1 e albumul nostru. Lucrăm, cum am zis, cântăm și în franceză. Ne întâlnim în fiecare vineri. Și cât de repede o să intrăm în studio ca să înregistrăm primul album. Avem deja piese pentru primul album și ăsta e proiectul numărul 1. Ne place muzica și o trăim, încercăm să o trăim. E adevărat că timpul e scurt pentru repetiții, dar exact asta ne ajută. E adevărat, comunicăm mult prin e-mail-uri, ascultăm muzică, ne trimitem unul altuia, pentru că astea sunt repetițiile. Din păcate, nu avem posibilitatea să facem repetiții mai des, dar încercăm alea 3 ore câte le avem pe săptămână să le fructificăm. Mulțumim. Noi avem oricum nevoie de public, mulțumim tuturor care au fost în seara asta, mulțumim Escu TV pentru colaborare, mulțumim mult și sper să ne vedem cât mai des! Trec zilele omului, la-la-la-la-la-la, ca frunzele pomului, la-la-la-la-la-la.